Zador și Georgiana au fost surprinși în ipostaze compromițătoare. Pe internet circulă o fotografie care i-a pus pe jar pe fanii emisiunii Puterea Dragostei. Zador a publicat un TikTok pe contul lui, acolo unde se poate observa patul din dormitorul acestuia. Ulterior, Georgiana a apărut într-o fotografie în patul din camera lui Zador. Fotografia publicată de Viperele Vesele a stârnit mari controverse în mediul online. În continuare, vă las să analizați fotografia și aștept în comentarii părerea voastră despre relația lui Zador cu Georgiana. Un nou concurent a intrat în casa Puterea Dragostei și se pare că deja a pus ochii pe una dintre fete. Spre surprinderea tuturor, cea care îi place noului venit este Alexandra, pe care o și invită la dans. Ayan a stârnit deja controverse în casă, încă din primele sare minute în competiție, tânărul concurent a intrat în conflict cu băieții, care i-ar fi spus că nu are șanse la Alexandra, urmând un schimb de replici acide între ei. În continuare, vă las să urmăriți mai multe imagini cu Ayan. Bianca Drăgușanu a fost bătută cu bestialitate. Dezvăluirea a fost făcută de cancam.ro, care au surprins o serie de imagini răvășitoare cu Bianca Drăgușanu și Alex Body. Astfel, potrivit reporterilor, blondina ar fi fost bătută cu bestialitate de către Body. În clipul postat pe site-ul cancam.ro, Bianca apare total răvășită, într-o suferință fizică cumplită. Pentru a intra în casa din Pipera, aceasta a avut nevoie de susținerea lui Alex Body, deplasându-se cu greutate. De asemenea, pe chipul Biancai se putea observa o vânătaie serioasă. Se pare că Bianca Drăgușanu ar fi fost supusă unor violențe greu de imaginat, fiind agresată timp de 5 ore. Deși în urmă cu numai o săptămână, cei doi posau un cuplu perfect, chiar la aniversarea micuței Sofia, se pare că lucrurile sunt total diferite în realitate. Rămâne de văzut ce va dezvălui Bianca în cadrul intervenției pe care a anunțat-o astăzi pe Instagram. Bianca Comăneci a publicat prima reacție după ce Liviana a amenințat cu publicarea dovezilor indecente la adresa ei. Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei își roagă susținătorii să nu-l mai atace pe Livian. Iată ce scrie Bianca. Privindu-l pe el în ochi, veți vedea că există tristețe în suflet. Sunt tristă. E omul pe care l-am iubit în cea mai grea perioadă a vieții. Încă îl iubesc. Îl vreau fericit. Dacă el este fericit și eu sunt. Vreau să-l ajutăm pentru că e singurul om
pe care l-am avut alături nu mi-a greșit cu nimic și merită răsplătit tot binele. Vă rog să îi ascultați piesa, să comentați strict despre melodie, indiferent de părere, sunteți dreptățiți. Iar legat de mine, sunt bine. Liviana a ieșit la atac după ce, spune el, a fost atacat constant de către Fanny Bianca-i Comăneci, fosta lui iubit. Câștigătorul Puterea Dragostei sezon 2 spune că nu mai poate suporta atacurile, că a ajuns la capătul puterilor și a lăsat mult prea mult de la el. Iată ce a declarat Livian în cel mai recent vlog. Timp de o lună am tot lăsat de la mine. Am lăsat, nu se mai poate. Am vrut să fie bine, o să lansez nucleara. S-a ajuns la un nivel mult prea sus, când eu voiam să se termine tot. De ce am ochi așa? Pentru că pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești. E ciudat pentru că eu nu sunt lăsat să mor și n-o să mai las nicio pe ea să trăiască. De o lună de zile am fost tras într-un joc la care eu nu voiam să fac parte. Eram tras într-un joc unde 3 săptămâni se vorbea despre mine, îmi era rostit numele. 3 săptămâni am fost asediat, eu, iubita, familia... Eu am tăcut și am dus. Am lăsat-o, n-am fost curios. Ei bine, am stat și m-am gândit și s-a întâmplat ceva ce mi-a indus ideea că s-a ajuns mult prea departe. Tupeul este mizerabil, ținând cont de câte am făcut. Cu toții v-ați întrebat de ce nu răspund. Am făcut un vlog în care am zis cu un sfert de gură pentru cei care înțeleg. Astăzi am aflat ce am aflat și m-a dărâmat. Uitați-vă la mine. Dacă mâine melodia lansată nu ajunge pe locul 2, cu 40.000 de like-uri, să recuperăm toate dislike-urile primite, promit că lansez nucleara. Cine a pornit toată nebunia asta, nu a avut tupeu să iasă în față și să zică stop, am greșit. A stat cu mâinile în șol și a privit toată nebunia asta. O să fac totul cu dovezi, conversații. Motivul pentru care am aruncat inelul, de ce ne-am despărțit, ce s-a întâmplat în săptămâna când am venit în țară și după, ce m-a supărat pe parcurs, de ce ne-am despărțit definitiv. Cum alții și-au spus adevărul timp de o lună, vin și eu cu dovezi. Fac asta pentru ca toată lumea să revină cu picioarele pe pământ, mai ales capul operațional care a pus totul la cale să revină cu picioarele pe pământ, a spus Livian pe blog. După ce a publicat live-ul, Livian a revenit cu un story în care avea ochii în lacrimi și a amenințat că publică acel clip înainte, fiind filmat deja. A rugat pe toată lumea să se retragă pentru că urmează să publice tot dacă nu fac asta. Iată ce a mai declarat Livian. Dacă vă gândiți la manevre în privința vizualizărilor, să știți că vlogul e pregătit. Dacă vă gândiți la ceva manevre, tot îl public. Găsesc o modalitate să-l public. Cuprinde dovezi și tot. Dacă simt ceva miros de manevre, îl public. Invitații de la un majorat au fost martorii unor imagini incredibile. Stripperul angajat pentru sărbătorita serii le-a nebunit pe fete, dezbrăcându-se și dansându-le în brațe. Una dintre tinere s-a lăsat purtată de val și, fără să gândească prea mult la ceea ce face, a trecut la fapte. Sub privirile și aplauzele invitaților, ea a făcut sex oral stripperului pentru câteva secunde, bărbatul încercând să cenzureze scena cu un prosop. Câteva imagini au fost postate pe internet de unul dintre participanții la petrecere, iar cadrele au devenit virale, oamenii fiind șocați de evenimentele petrecute la majorat. Doi concurenți noi au intrat astăzi în Casa Puterea Dragostei. Primul care pășește în emisiune este Rareș, un băiat din Bihor. După primele lui zile în casă, a lăsat impresia că este un băiat liniștit. Lui Rareș îi place să călătorească, iar acest lucru se poate observa și din fotografiile urcate de el pe contul personal de socializare. Rareș a ales să danseze cu Mădălina. Iată mai multe imagini cu noul concurent.